Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au favorizat creșterea numărului de incendii în fondul forestier administrat de Regia Națională a Pădurilor, Romsilva. Numărul incendiilor produse în primul semestru a crescut de peste 7 ori, comparativ cu perioada similară a anului trecut, respectiv 367 de incendii înregistrate în prima jumătate a acestui an, față de 48 în primul semestru din anul 2023. Aceste incendii au afectat peste 3.000 de hectare de fond forestier. Cele mai numeroase incendii, 105, s-au înregistrat în fondul forestier administrat de către Direcția Silvică Gorj, urmată de direcțiile silvice Prahova, Mehedin și Vâlcea. Majoritatea acestor incendii s-au înregistrat în zonele de deal. În aceste incendii au fost distruși arbori cu un volum cumulat de 900 metri cubi, de asemenea fiind distruși 90.883 de puieți forestieri, valoarea totală a pagubelor ajungând la aproape 394.000 de lei. Toate aceste suprafețe afectate de incendii vor fi refăcute de către Regia Națională a Pădurilor Romsilva prin lucrări de regenerare a pădurilor. Pentru prevenirea incendiilor, în fondul forestier administrat Regia Națională a Pădurilor Romsilva a adaptat mai multe măsuri, precum intensificarea acțiunilor de patrulare, campanii de informare în rândul cetățenilor, turiștilor și a angajaților firmelor care desfășoară activități în fondul forestier, dar și realizarea lucrărilor de întreținere a liniilor izolate.